Bursucu și Andreea Șerban, unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc, au ales să vorbească deschis despre viitorul lor și despre eventualitatea unui divorț, chiar înainte de a face pasul căsătoriei. Iată cum ar proceda cei doi în cazul unei eventuale despărțiri, în luna octombrie 2023. Vedeta canal, deși partenera sa și-a unit destinele într-un cadru de poveste, după mai bine de 10 ani de relație și o fetiță împreună. În cadrul emisiunii În oglindă, Bursucu a dezvăluit că, înainte de a se căsători, el și Andreea au discutat despre toate scenariile posibile, inclusiv despre posibilitatea unui divorț. Cei doi au convenit să pună accent pe protejarea copiilor în orice situație, chiar și în cazul unei despărțiri. Bursucu a subliniat că nu își dorește să ajungă într-o astfel de situație, dar consideră că este important să fie pregătiți și să aibă reguli clare stabilite în prealabil. Eu am stabilit cu soția mea niște lucruri foarte clare în momentul în care am decis să ne căsătorim. Este un lucru în premieră pe care îl spun. Ne-am așezat la masă și am spus că dacă relația nu va mai merge, pentru că este posibil orice în viața asta, îmi doresc un singur lucru. S-au despărțit oameni mult mai importanți decât noi. Eu îmi doresc să nu se întâmple, dar trebuie să le vorbim pe toate. În ultimul timp am devenit extrem de pragmatic. În primul rând, îmi doresc să nu ne certăm niciodată în fața copiilor. În al doilea rând, am vorbit ca dacă ne vom despărți vreodată, atunci să nu fie implicați copii, a spus Bursucu. Cuplul a subliniat că, indiferent de problemele care ar putea apărea, vor face tot ce este necesar pentru a asigura un mediu stabil și fericit pentru fetița lor. Deși nu își doresc un astfel de viitor, au fost deschiși la ideea că este important să discute și despre eventualitatea unui divorț, pentru a putea proteja în primul rând binele copiilor lor. Ce avem noi doi de împărțit, avem noi. Trebuie să fim impecabili în fața copiilor. Fiecare cu treaba lui, încercăm să ne vedem împreună, nu doar ea să stea cu copilul două zile. Eu nu judec pe nimeni. Fiecare face cum crede. Eu spun cum am decis noi. Va trebui să ne petrecem și timp împreună. Nu cred că vom ajunge acolo, nu îmi doresc să ajungem acolo, dar sunt lucruri pe care le-am stabilit. Am o soție extraordinar de cerebrală, a mai spus Bursucu.